Cele două familii au trăit în bună înțelegere până la împărțirea pământului dat în moștenire de cei bătrâni. Asta s-a întâmplat pe la începutul anilor 90. Încă de atunci nu s-au înțeles la modul cum s-a făcut împărțirea moștenirii. Familia Nicolae consideră că gospodăria a fost împărțită pe jumătate, iar familia Butoi consideră că împărțirea i-a defavorizat. Acum fiecare spune despre vecin că a construit fără autorizație și prea aproape de proprietatea celui în cauză. Recent, familia Butoi a început construcția unui gard din Bolovan, iar rudele le-au făcut plângere la poliție și primărie. Aceștia au acuzat faptul că gardul este lipit de casa lor, fapt ce contrazice legea care specifică faptul că fiecare construcție trebuie să fie făcută la o distanță de cel puțin un metru față de hotarul vecin. Am făcut un zid și a venit cu zidul până lângă casa mea. Trebuia să lase un metru distanță de casa mea. N-avea voie, n-a avut nicio autorizație, n-a avut nimic. Noi avem un litigiu cu ei, că a bătut băiatul și avem de 2 luni de zile proces la poliție cu ei, să trimeață dosarul în judecat. Despre gard, ați vorbit cu ei, le-ați spus că... N-am vorbit, doamnă, că nu vorbim cu ei de când am construit casa. De când am construit casa, noi n-am vorbit cu ei, că a zis că de ce nu le-am cerut lor aprobare, că stric casa și mai fac un nivel. Adică cum trebuia să le cer lor, ce era? Părinții mei, era frații mei, ce era? Cu cei de la primărie ați vorbit? Da, da. Am vorbit, a zis domn primar că trimite vicilii, vicilii o fi vin, nu știu ce a vorbit, că dacă nu m-a chemat, nu nimic lângă ei, nu m-a chemat și nu știu ce a vorbit. Eu m-am dus, am făcut și plângere la primărie, am lăsat-o acolo înregistrată, tot. Când au început să construiască acel gard? Astăzi. Da, astăzi a început. De partea cealaltă, reprezentanții familiei Butoi spun că au primit vizita viceprimarului din localitate și se supun legislației în vigoare. Aceștia consideră că nu ei au greșit, ci casa vecinilor a fost construită de la bun început pe hotar. Astfel, delimitarea celor două gospodării ar fi făcută prin zidul casei. Vocea primăriei s-a făcut auzită prin viceprimarul comunei, cel care a luat decizia ca lucrările să fie stopate până când familia Butoi se va pune în ordine cu actele necesare. În momentul de față, construcția gardului de piatră nu are autorizația eliberată. Rămâne ca autoritățile locale să facă lumină în acest caz, iar dacă nu, cele două familii vor ajunge cel mai probabil în instanța de judecată.